Bună ziua! Sincer să fiu, mi-am dorit foarte mult ca în acest început de weekend să stau liniștit, să citesc, să văd seriale și să mă gândesc la nemuria sufletului. Dar n-am putut. N-am putut pentru că avem o știre pe care eu o consider cu totul și cu totul specială, în condițiile în care toată suflarea gălățeană, academică, a dorit să afle rezultatul votului în urma alegerilor care au avut loc pentru rectorul universității, fiind doi candidați, domnul Fetecău și domnul Georgescu. Trebuie să stau în felul următor, stimați spectatori. Suntem, acesta este domnul Puiu Georgescu și celălalt este domnul Fetecău. Sincer să fiu, mi-adun cuvintele în mărmurirea cu care privesc și în același timp gândirea faptului că în decembrie 1989 am condus frontul combinat de pe platforma siderurgică pentru libertate, pentru dreptate, pentru adevăr și pentru o țară a noastră, a României. Nu avem nici libertate, adevărul este îngropat, țara nu este a noastră, suntem o colonie. Suntem o colonie pentru că avem slăbiciuni extraordinare, slăbiciuni sufletești, așa cum zicea marele nostru sculptor Constantin Brâncuș, v-am lăsat săraci și proști, v-am găsit și mai proști și mai săraci. Slăbiciuni sufletești care înseamnă, de fapt, atât virtuțele noastre, cât și părțile noastre proaste din interiorul nostru. Slăbiciunea asta se instalează în noi, s-au instalat în noi în ultimii 32 de ani și pe măsură ce am înaintat, în loc să ne străduim, să le dăm afară, pentru că dacă în interiorul nostru facem o atmosferă de puritate, aceste slăbiciuni ale răului fug, nu stau. Deci pe măsură ce am înaintat, în loc să ne străduim să le dăm afară, ne-am străduit să le menținem în interiorul nostru. O chestie pe care, din punctul meu de vedere, din cât știu eu, niciun popor din lume nu face asta măcar fără o plasă oarecare de siguranță. Dar în zilele acestea, la Galați, s-a întâmplat un lucru pe care îl consider cu totul remarcabil. După o domnie de 33 de ani a PSD-ului la Galați, neînfrânt niciodată de nimeni, o domnie care a distrus zona, a coborât-o la un nivel de sărăcie maximă, dar se poate și mai rău, Sidexul este o umbră a ceea ce a fost, șantelul naval e la jumătate din valoarea lui, din posibilitățile lui, iar restul întreprinderii, întreprinderilor mari care erau pe platformă, au dispărut complet. Dezindustrializarea orașului a dus această parte a țării ca să fie nominalizată în cărțile și în știrile și în lucrurile care se spun la, despre care se spun și se vorbesc la Bruxelles, că Galațiu a avut cea mai mare pierdere de locuri de muncă și de oameni din toată Uniunea Europeană. 120.000 de oameni, 150.000 de locuri de muncă s-au desfințat sub conducerea PSD-ului, timp de 33 de ani. Au rămas în picioare câteva branduri. Unul dintre ele l-am considerat întotdeauna mediul academic, este considerat la nivel mondial, este considerat din, pe vremea romanilor, mediul academic, unul dintre stâlpii cei mai importanți a unei societăți. Și anume Dunărea de Jos, Universitatea Dunărea de Jos, o universitate despre care domnul Puiu Georgescu a mințit anul acesta, în 2023, că a împlinit 75 de ani, nu avea cum să împlinească 75 de ani, atâta vreme cât decretul de înființare s-a dat undeva pe 60, mi se pare, în 60-61 a fost prima generație.
La această universitate au fost doi candidați. Unul care reprezintă modelul actual și unul care încerca să schimbe paradigma. Modelul actual este cel al slăbiciunilor noastre instalate puternic în interiorul nostru, în interiorul corpului nostru gălățean, poporului gălățean, și modelul unui om care dorea să schimbe paradigma asta, să facă un aer mai curat, să aducă un iz de puritate. Veți spune că aceste slăbiciuni, chiar dacă sunt aruncate din interiorul unui corp, slăbiciune caută tot timpul, ne urmăresc tot timpul ca să intre înapoi. Da, dar aerul curat pe care îl avem în interior ne ajută pe noi să rezistăm la atacul din exterior. Rezultatul este unul de comentat. Este un rezultat care are, pe de-o parte, o victorie zlobitoare a binelui și care demonstrează că PSD-ul la Galați poate fi înfrânt. Pentru că Universitatea din Galați a votat cu 321 de voturi pentru Cătălin Fetecău și 298 de voturi pentru Puiu Georgescu. Asta înseamnă că Universitatea din Galați a fost cu 23 de voturi peste PSD Galați. Universitatea Dunărea din Galați dorește să învingă PSD-ul, să învingă politicul, să facă mediul de afaceri respirabil, mediul de economic și de afaceri și economic, pentru că universitatea face o treabă formidabilă, să facă mediul academic respirabil, mult mai curat, pe altă paradigmă. Mă uit mai departe și analizez. 24 de voturi anulate. Adică vreți să-mi spuneți mie că 24 de aici din cei care o votează, de personalități, de personaje, cum vreți să le spuneți, de la Academie sunt proști? 24 de oameni ai universității la cel mai înalt nivel sunt proști? Eu cred că există o suspiciune rezonabilă când sunt 24 de falsuri, atât cât se poate bascula votul. Numai cum? În cazul când am candidat eu, ca să poată să fie domnul Dorbacă, s-au luat niște voturi pentru care nu ieșeau și când au văzut că nu iese, au luat voturile, care erau toate ale mele. Le-au luat cei de la comisie. Acum nu știu ce au făcut. Refuz să cred că 24 dintre votanții pentru funcția cea mai importantă a Universității Dunărea din Galați este Dunărea de Jos din Galați, este într-o marjă de prostie incredibilă. 24 de voturi anulate la un asemenea sistem de gândire, la un asemenea mediu? Nu. Cine a numărat? Care-i comisia? Care-i comisia? Deci asta este prima mare mirare și primul mare semn de întrebare și dubiul este mai mult decât rezonabil. 2. Domnul Nechita, în primul rând, ai ratat ocazia să arăți că ești un om elegant în comportament, în intelect, în vorbire. Te-ai apucat și ai intrat acolo în momentul în care s-a dat rezultatele și ai intrat pe Facebook și ai zis că, ceva ironic, din păcate, Chișinău și Brăila au nevoie de Universitatea Dunărea de Jos, de Facultatea de Medicină, deci Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Răspunsul este de proastă calitate, dar ar trebui să-ți fie rușine și ar trebui să-ți ceri scuze. Pentru că nu ți-ai cer scuze, domnule deputat PSD, pentru faptul că anul acesta s-au dat 3 sentințe definitive de condamnare a unor profesori, 3 sau 4, mi se pare că 4, nu știu exact, dar cel puțin 3, care au primit pușcărie cu executare pentru mită, pentru examen de rezidențiat, 2000 de euro. Iar oamenii aceștia, în prima fază, au primit cu suspendare această pedeapsă, în cea de-a doua fază, pentru că una dintre condamnate a amenințat că va vorbi
și care are ceva de spus. Ceva de spus de ce a colectat banii, pentru cine a colectat banii și că nu e prima dată când face chestia asta. Și a primit după aceea cu executare închisoare. Ca să nu mai aibă nimic de spus. Să se gândească bine. N-a ieșit domnule decan, domnule deputat, nu a ieșit pe post să spui că îți cer scuze. Nu. Dar e ironic. Te informez că și Albania are nevoie. Du-te și acolo. Și Bulgaria are nevoie. Bă, dar eu cred că și New York are nevoie. Eu cred că și Sorbona are nevoie. Păi, această ironie este mai mult decât penibilă și jegoasă. Trebuia să taci. Trebuia să-l feliciți pe domnul Fetecău pentru simplu motiv că a candidat. În condiții în care sunt oameni extraordinari la universitate, dar sunt lași. Nu au curaj să candideze. El a candidat. Eu îi spun domnului Fetecău că toți acești 4 ani de mandat care urmează, noi, eu în calitatea mea de ziarist și televiziunea, vor fi atenți să nu care cumva să fie oprimat. Până una alta, până nu mă împușcați, nu o să reușiți să mă opriți din demersurile mele. Mai avem o întrebare pentru domnul Nechita și pentru domnul Georgescu. Dom'le, s-au dat telefoane în ziua votului la Brăila și la Chișinău? A? Eu zic că da. Eu zic că da. Ce înseamnă când dai telefon? Înseamnă influențarea votului? Ok. Ce a mâncat lupul, fie mâncat. Dar ce înseamnă, domnul Georgescu, când dai telefon? S-au dat sau nu s-au dat? Asta e o întrebare la care ar trebui să răspundeți voi. În loc să ieși, domnule Georgescu, și să-l feliciți, dar tare de tot, să spui, domnule Fetecău, îți mulțumesc că m-ai trezit, că am înțeles că universitatea nu este scenă politică. Universitatea e mediu academic, nu scenă politică. Da? Că a băgat acolo și soția cu tare, și soția cu tare, și soția cu tare, unui primar, unui... foarte tare. Foarte tare. Că avem la universitate un director care a fost la SRI, la ascultări. Ok. Ok. În echipa domnului Georgescu. Ok. Eu zic, oameni buni, că vestea mare este că universitatea din Galați, nu de la Brăila, nu de la Chișinău, și eventual cele pe care domnul Georgescu și cu domnul le vă duce în Albania, le vă duce în Kirghizistan, în Turcia, nu știu, habar n-am. Că să le facă, ei n-au universități. Domnule Georgescu, să știi de la mine și cred că știi foarte bine că Universitatea de Medicină de la Chișinău e fenomenală. Am avut de a face cu niște medici extraordinari. N-aveau nevoie. Acolo e mare, mare șmecherie, cum vă zice șeful vostru de partid, la Cahul, da? Așadar, s-au anulat 24 de voturi. În favoarea cui a fost această anulare? Ea a fost legală? Poate cineva demonstra că a fost legală? Sunt foarte curios. În același timp s-au dat telefoane în ziua aia și la Brăila și la... foarte, foarte curios, foarte tare de tot. Domnul Nichita, ai dat telefon? Eu spun că da. Dar pot eu greșesc, poate am fost mințit și atunci am dubiu. Dar dumneata ieși în față și spui, n-am dat niciun telefon. După aceea confruntăm. Pentru că să dai telefon în ziua votului, de ce să dai telefon? Ce ți-a făcut așa, în bol de mai pomenit? Ce ți-a trecut prin minte că trebuie neapărat să suni? Nu? Este ca și cum pe ieșirea țării, ziua aia n-ai voie să faci, ieși, votați-mă pe mine. Sau candidații care sunt. În schimb, bucuria cea mare, că este o mare bucurie. Universitatea din Galați, Dunărea de Jos, mediul academic de acolo, l-a distrus pe cel care reprezintă răul. 23 de voturi, cu toate cele 24 de voturi anulate și cu toate telefoanele, au fost pentru domnul Cătălin Fetecău și doar cu 321 și doar 298. Deci domnul Fetecău obține prima mare victorie a acestei zone asupra celui care de 32 de ani a pus gheara pe zonă, pe oraș, pe județ și nu-i dă drumul. Dom'le, să-i dea, să-l facă senzațional, să-l facă în lucruri extraordinare, să avem de-a face cu niște rezultate. Dacă rezultatele sunt cum sunt,
Păi, să vorbesc eu acum despre faptul că sunt patru, trei condamnări și al patrulea prolector, nu știu ce a fost la senator, că nu n-am venit pregătit pentru treaba asta, e cercetat și e foarte posibil că a falsificat niște, cum să spun, niște găinării ordinare. A pus încă un zero ca să scoată niște bani. Ce a făcut cu ei? Să mă gândesc la, deci la facultatea de medicină, să mă gândesc că aveți niște nulități pe acolo printre dumneavoastră care predau, motiv pentru care un mare medic a plecat de acolo, cel mai bun medic al nostru, a plecat și a zis, domnule, mediu de acolo să mă ierte Dumnezeu, da? Să mă gândesc la modul cum vă dați niște salarii uriașe. Un salariu de profesor universitar la până în 20.000 este onorabil și corect dat. Fără discuții. Dacă încep să faci aceeași echipă, să ai onorariu, cum s-a zice, ca la avocat de succes, numai de cercetare, păi dacă ești la universitate, nu faci cercetare, firea să fie. Tot voi, cu sume uriașe, 150-170.000 pe an, an de zile, pe cercetare. Eu nu contez chestia asta, că cercetarea trebuie făcută. Dar dacă e în fișa, nu e în fișa postului, atunci, ok. Ok. Dar de ce numai voi? De ce același grup își dă bani despre care un profesor universitar mi-a spus că îi se și frică să le scrie? De citit nici nu mai vorbește. Da? Foarte interesante lucruri. Și mai ales implicarea politică. Implicarea politică fabuloasă în care PSD-ul are o trecere incredibilă la universitate ca și cum este proprietatea lui. Proprietatea de stat. Proprietatea lui, pentru că statul e al lor, noi suntem al lor. Mie nu mi-este confortabil să mă gândesc că sunt proprietatea cuiva. Eu știu că Dumnezeu este cel care mă ține în viață și care mă ține viu. Așadar, la Universitatea Dunărea de Jos, în urma alegerilor, s-a stabilit un adevăr uluitor și anume că mediul academic Gălățean refuză implicarea politicului în afacerile, zic în ghilimele, afacerile mediului de afaceri, mediului studențesc, mediului academic și, odată cu acest lucru, a bătut PSD-ul de a suna apa în cap. Dacă universitatea a votat împotriva ceea ce s-a întâmplat timp de 30 de ani și a spălat obrazul, chiar dacă a venit Brăila, care nu știu ce treabă are cu Galațiu, că putea să rămână aici, dar mă rog, asta este. Chișinău, care nu știu ce treabă are cu Galația și cu România, dar mă rog, astea sunt șmecheriile, cum le spunea domnul Ciolacu, chiar dacă a venit și a deturnat cursul firesc al alegerilor de la Universitatea Dunărea de Jos. Îl felicit pe domnul Fetecău pentru curaj și pentru rezultat. În mod sigur, el e învingătorul moral. Și în ce privește pe domnul Georgescu, îi atrag atenția că are o puternică opoziție în clipa de față, să nu înceapă cu vendetele și cu alte lucruri, că știu de ce este în stare. Eu cred că are și o minte foarte frumoasă, eu cred că poate să spere păcatele și eu cred că poate să aibă un mandat senzațional în comparație cu mandatul pe care l-a avut. Pentru simplu motiv, domnule Georgescu, că a trebuit să încetați să mituiți presa. Da? Încetați, nu mai dați bani. Nu mai dați la Viața Liberă, la Radio Gala și celelalte lucruri, sume uriașe, despre care Curtea de Conturi a făcut vorbire de mai multe ori. Bun. Pentru că suntem pe un Black News fenomenal, consider că avem un învingător moral și un învingător oficial, care oficial să ne ierte Dumnezeu, a trebuit să ducă repede la biserică, să-i mulțumească lui Dumnezeu, dar nu Dumnezeu, să-i spună, Doamne, știu, dar mă fac băia bun. Ne uităm în Biblie și dăm din pilde, zice așa, cumpăna înșelătoare este urâtă Domnului, dar cântărea la dreaptă este plăcută. Întrebare, alegerile astea, ce cumpănă au făcut? Pe cea înșelătoare sau pe cea dreaptă? Răspundeți dumneavoastră. Când vine mândria, vine și rușinea, dar înțelepciunea este cu cei semeți. Neprihănirea oamenilor cinstiți
îi cârmuiește fără teamă, dar viclenirea celor stricați le aduc pe irea. Interesant. În ziua mâniei, bogăția nu slujește la nimic, dar neprihănirea izbăvește de la moarte. Nevinovăția omului fără prihană îi netezește calea, dar cel rău cade pe însăși răutatea lui. Eu cred că de urmă că ăsta e ad, care zice că e agnostic. Pun pariu cu dumneavoastră pe ce vreți, că nu știe să-ți dea definiția corectă, dar nu contează, a termenului, nu contează. Eu cred că domnul Căstrean spune, ce citește ăsta din Biblie? Nu, pai la serios. Prietene, vreau să spun că Biblia și ce citesc eu din Biblie este dovada faptului că nu poți nici măcar să clipești fără Dumnezeu. Mergem mai departe. Nevinovăția oamenilor fără prihană îi scapă, dar cei răi sunt prinși de răutatea lor. La moartea celui rău îi pere nădejdea și așteptarea oamenilor nelegiuiți este nimicită. Cel neprihănit este scăpat din strâmtoare și cel rău îi ia locul. Cu gura lui omul nelegiuit pierde pe aproapele său, dar cei neprihăniți sunt scăpați prin știință. Când le merge bine celor neprihăniți, toată cetatea se bucură și când pierd cei răi, toți strigă de veselie. Cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Deci cetatea se înalță prin binecuvântarea oamenilor fără prihană, dar este surpată prin gura celor răi. Doresc Universității Dunărea de Jos să fie ceea ce și-a propus să fie, adică locul de puritate și de înălțime fabuloasă a înțelepciunii și a minții românești. În același timp să analizez faptul pentru tot poporul gălățean că dacă suntem hotărâți și ieșim la vot, PSD-ul poate fi învins. Eu nu doresc să fie învins PSD-ul neapărat. Eu doresc să fie învins rău. Ori PSD-ul, care are niște oameni senzaționali, îi ține de 20 de ani de zile, îi ține în spate și până la urmă, peste tot în lume, se contabilizează fapta și rezultatul. Oricând noi mai avem puțin și dărmăm combinatul zeuce din Galați și ei sunt la putere și nu dau un comunicat. Și când domnul Nichita nu-și cere scuze pentru ce s-a întâmplat la Facultatea de Medicină, unde trei profesori, trei sau patru, sunt condamnați definitiv. Da? Și în schimb aruncă ironii. Frate, vezi-ți de drum când ajunge. Doamne ajută!